Pe canapea asta n-am stat decât la meci. Așa că o să profit să stau acum. Să vedem cum arată și peretele opus. Aer condiționat. Deocamdată, din fericire, nu e nevoie de el. La vară se va vedea, de fapt, cât de bine rezistă izolațiile și țin afară căldura. Și din nou bucătăria cu foarte coloratul prăjitor de pâine. Toaster. Care e de aprim? Sau cum se numește materialul, dar din câte știu eu așa se numește. Folosibilă. Foarte folosibilă. Vom spuneam, poate o culoare mai plăcută a faianței ar fi dat o altă, o culoare mai caldă, ar fi dat o altă imagine și mai bună băii principale. Evident, există și una de serviciu. Parchetul din dormitor pare solid. Poate e comod, vă garantez. Ce se vede prin fereastră este locul unde va fi construit al treilea bloc din Armonia. Iar de pe balcon se vede intrarea în parcare. Un pic dificil, a zice, mai ales seara când sunt multe mașini oprite aici, afară. De balcoane, balcoanele de fapt sunt blocate cu gresie de exterior, care rezistă mai bine la intemperii. Aseară, de fapt azi dimineață, a fost brumă, era ud.